Hai, Cătăline. Mai sus, Cătăline. Da, da. Merge, da? Încă puțin. Du-te pe partea aia, Cătăline. Ia-o prin spate, du-te pe partea aia. Deci este o procedură judiciară în curs, nu doresc să fac alte comentarii, pot să vă precizez că niciodată nu am amenințat, nu am șantajat și nu am cerut niciun judecător să pronunțe vreo hotărâre favorabilă, iar în măsura în care există judecători care spun că au fost amenințați sau șantajați de către mine, îi rog să facă public acest lucru în perioada imediat următoare. Discuțiile care au apărut în mediul public, au fost discuții într-un cerc închis, nedestinate publicității, înregistrate în mod ilegal. Este a dumneavoastră vocea de care da. Considerați că a fost... A fost o discuție colegială. Materialul sau ceva? Da, nu știu, nu cred. Este o discuție colegială, nu am dorit să ajungă și nu s-a pus problema să ajungă vreodată în spațiu public sau la cunoștința judecătorilor. În numele colectivului DNA Oradea, îmi cer scuze judecătorilor onești, de bună credință din România, care s-au simțit jigniți de limbajul care a fost folosit în cadrul dialogului. Vă mulțumesc!